Ei bine, colegii mei au mers astăzi dimineața, așa cum era stabilit, acolo unde trebuia să meargă și Angelica Constantin, la Direcția pentru Protecția Copilului, sector 3. Ne aștepta doamna director Gabriela Cântărețu. I-am prezentat doamnei acele imagini cu Angelica și cu copilul cel mic la cerșit. Haideți să vedem reacția autorităților. Care efectiv în această filmare, dar e un pic pus sub semnul întrebării tocmai pentru faptul că nu se oprește nimeni să le dea ceva sau el să ceară cuiva, el sau mama. Dar oricum, e clar că ne ridică un semn de întrebare, asta cu siguranță, și tocmai din cauza asta v-am spus că am și trimis echipa de intervenție să vadă despre ce este vorba, dar din nefericire până la momentul ăsta n-au fost găsiți în niciuna din cele 3 zile în care au fost trimiși. Ca să poată să solicite o reintegrare, trebuie să aibă un domiciliu și trebuie să demonstreze. În ceea ce privește filmarea pe care am văzut-o, știu că poate fi, da, deci interpretată și e clar că ridică niște semne de întrebare, dar noi pentru a putea să luăm o măsură în ceea ce privește protecția acestui copil, trebuie să avem mai multe lucruri, trebuie să avem mai multe dovezi, mai multe fapte, pentru că o astfel de măsură ar trebui să o luăm în instanță. Nu cred că mama ar fi de acord cu astfel de măsură, cu o măsură prin care noi să-i luăm copilul, și atunci aceasta ar presupune ca noi să ne ducem în instanță, iar în instanță pentru a face o astfel de propunere trebuie să fim foarte bine pregătiți și documentați, trebuie să existe niște piese la dosar. În momentul în care instanța ar hotărâ, da, ca acest copil să ajungă la noi, atunci vom lua toate măsurile care sunt pe lege și pe care noi le considerăm necesare, astfel încât acest copil să aibă o dezvoltare normală și să-i fie bine. În ceea ce privește insalubritatea din casa respectivă, da, noi, dacă asta ar fi singura problemă, da, în ceea ce privește copilul și doamna respectivă, noi am putea să o ajutăm. Există fundații, există asociații care pe noi ne ajută, astfel încât casa respectivă să devină o casă locuibilă. Dar asta nu înseamnă că dânsa nu va trebui după aceea să o mențină, să întrețină copilul, să-i ofere anumite condiții pe care noi în momentul ăsta, fără o evaluare, nu putem să știm dacă dânsa le îndeplinește sau nu. Dacă își duce copilul la cerșit, în momentul în care este găsită cu copilul la cerșit, se cheamă poliția, se face proces verbal și apoi se înaintează un dosar, adică prima dată se încearcă să se convingă mama că este mai bine pentru dânsa, pentru copil, ca copilul să nu cerșească, să nu rămână în familie, da? Dar dacă dânsa refuză, atunci singura modalitate legală, da? Deci eu explic acum din punct de vedere legal, este să meargă în instanță cu un dosar și să se dea o ordonanță președențială prin care copilul aceluia să îi se stabilească o măsură de protecție. Iar în momentul în care are măsură de protecție, deja intră la noi în sistem și atunci, v-am zis, noi ne ocupăm ca lui să fie cât mai bine posibil.